Catehezele din Postul Mare. Am dori să se constituie într-o dinamică a despătimirii. De aceea, când le-am început, l-am citat pe Sfântul Apostol Petru, care în a doua epistolă, în primul capitol, începând cu versetul 4, zice așa: Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot poresc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Punctăm aici, așa cum ne spun cei preocupați de spiritualitatea creștină, cele 7 trepte pe care urcăm din starea de păcătoșenie în care ne aflăm, până la unirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Le pomenesc așa cum sunt sistematizate. Prima, credința în Dumnezeu, a doua, frica de Dumnezeu, a treia, pocăința, a patra, înfrânarea, a cincea, răbdarea, a șasea, nădejdea și a șaptea, starea de nepătimire sau de unire cu Hristos. Sfântul Pavel, care le-a urcat în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, zice: M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am făcut începutul. Începem cu credința în Dumnezeu. Mare virtute credința, fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Evrei, în capitolul 11, primul verset. Sigur că această credință se naște în sufletul nostru și ca dar al lui Dumnezeu, prin taina botezului, prin taina mirungerii. Dar în același timp o cultivăm și noi, ne frământăm și noi pentru a ne întări credința. Sunt argumente în acest sens, îl citam pe dreptul Iov, care ne trimite la dobitoace să le vedem cât sunt de frumoase, să ne uităm la toate creaturile și cine nu-și dă seama din acestea că Dumnezeu le-a făcut. Iar poetul nostru duhovnicesc, Vasile Militar, tot repetă aceste versuri: Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer, dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer. Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbi nu-l văd nicăieri. A doua treaptă, deci, după credința în Dumnezeu, este frica de Dumnezeu. Acum o putem argumenta cu Sfânta Scriptură. Auziți-l pe Înțeleptul Soromor, care în cartea Pilderol pildelor în primul capitol, în versetul 7, zice: frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Cei fără de minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Acum, în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, unde Domnul Iisus Hristos îi îndemna pe ucenici să se roage, nu numai pe ucenici, ci pe toată lumea. Și le-a dat o pildă. În această pildă e prezent un om care nu se temea de Dumnezeu. Le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea. Zicând, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la el zicând, fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit. Dar după aceasta a zis întru sine, deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu vină mereu să mă supere. Judecătorul nu se temea de Dumnezeu și de om nu se rușina. E mare virtutea fricii de Dumnezeu. L-ați auzit pe Solomon? Da, i-am putea auzi pe mulți sfinți părinți care se rostesc referitor la frica de Dumnezeu. Acum, frica de Dumnezeu are un trend și ea. Are 3 etape. E frica de Dumnezeu a robilor sau a începătorilor, e frica de Dumnezeu a simbriașilor, cei ce sunt mijlocii, și frica de Dumnezeu a celor de pe treapta înaltă, a fiilor. Cea mai de jos este frica robilor. Cei ce fac voia stăpânului de frica biciului. Sigur că și această frică este bună, într-un fel. Adică sunt oameni care nu fac rele pentru că le e teamă să nu-i pedepsească Dumnezeu. Mijlocii însă au o frică de Dumnezeu, de simbriași. Simbriașii fac lucrare bună ca să fie bine plătiți. Aceasta este frica de Dumnezeu a simbriașilor. Facem voia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu apoi ne răsfață cu toate bunătățile sale. Însă sus de tot, pe a treia treaptă, sunt fiii care au frică de Dumnezeu nu pentru că îi pedepsește, nici pentru că îi răsplătește, ci pentru că îl iubesc. Vedeți, este ceea ce spune Sfântul Antonie cel Mare. Eu nu mă mai tem de Dumnezeu. De ce? Pentru că îl iubesc pe El. Nu-mi permit să fac rele, îl iubesc pe El, îl iubesc pe Dumnezeu. Deci, și frica de Dumnezeu are o dinamică a ei. Cei mai de jos sunt cei ce au o frică de Dumnezeu a robilor, cei de mijloc au o frică de Dumnezeu a simbriașilor și cei de sus au o frică de Dumnezeu a fiilor, care se confundă cu dragostea. Cam lucrul acesta am dorit să vi-l spun referitor la frica de Dumnezeu, a doua treaptă care urmează după credință. Dar în lectura pe care o voi face, veți vedea cum se comportă oamenii fără frică de Dumnezeu. Și lectura pe care o vom face împreună ne-a rămas, vi se va părea ciudat, de la Ion Luca Caragiale. A scris atâtea piese de teatru frumoase, instructive, educative, dar a scris și câteva meditații duhovnicești care merită citite. Într-o cărtăcică cu Noi este Dumnezeu. Ei, la un moment dat, el s-a întâlnit cu un părinte din București, a cărui biserică, într-un anume moment, din anume rațiuni, a fost dărâmată. Și veți vedea ce zice Ion Luca Caragiale despre oamenii care nu mai au frică de Dumnezeu. Întâi însă vom cânta împreună această priceaznă de postul mare pe care o știți pe din afară, după strana și noi. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești zor prea luminoase. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești zor prea luminoase. Tu ești raza cea curată și lumina adevărată. Fiind din fire, ai luat chip de omenire. Dumnezeu fiind din fire, ai luat chip de omenire. Și te-ai dat spre răstignire pentru a noastră mântuire. Și te-ai dat spre răstignire, pentru a noastră mântuire. O Iisuse, nume dulce, ne-ai scăpat prin Sfânta Cruce. O Iisuse, nume dulce, ne-ai scăpat prin Sfânta Cruce. Fusese dărâmată Biserica Vărzaru. Ion Luca Caragiale s-a întâlnit cu preotul bisericii respective și a scris o meditație pe care vă citesc. Dacă liberi cugetători nu mai puteți crede în Dumnezeu, că nu sunteți în stare să-L vedeți, pe El care se arată pretutindeni, afară decât în sufletul vostru. Nu puteți crede nici măcar în ceea ce vedeți la semenii voștri. Nu înțelegeți voi, care tot vă plângeți de slăbiciunea noastră față de ei, ce întăriți ies după ce s-au rugat și au primit binecuvântarea în biserică. Și dacă nici atâta nu înțelegeți, nu vă aduceți aminte bare De o vreme nu tocmai depărtată, când părinții voștri care dor sub umbra crucii cunoșteau izvorul acelei întăriri binefăcătoare și știau să se adapte din el. Părinții voștri, prăpastie de vreme nemăsurată între ei și noi. Mii și mii de ani de-ar fi trecut de la viața lor până la noastră și tot nu s-ar fi șters mai bine din inimile copiilor pomenirea și dragostea și evlavia și felul. Ei au crezut și s-au închinat și sufletele lor găseau mângâiere și tărie în închinăciune. Noi nu ne închinăm, fiindcă nu mai credem. Sufletele noastre nu mai au nevoie de mângâiere, inimile noastre n-au nevoie de tărie, fiindcă sunt de piatră. Și din piatra aceasta scăpărăm scânteile liberi cugetări noi, români ortodoxi, care suntem mai deștepți, mai iluminați și mai mândri și mai atotputernici. Închiză-se bisericile, surpese zidurile lor. Părinții noștri, care le-au zidit, ei erau niște barbari, niște primitivi, fără nicio cultură serioasă. Ei n-aveau spiritul de examen. Noi suntem oameni moderni. Măture se dărâmăturile bisericilor, ca să se deschidă locuri largi, piețe vaste, pe care, după cerințele progresului, să se zidească hoteluri mărețe și cluburi politice, teatre de varietăți și burse de comerț. Și nu care cumva să îndrăznesc a ridica clasul. În cazul cel mai bun pentru tine, ai fi un om ridicol. E destul că biserica e tolerată. Un slujitor al altarului, când stătea sub loviturile unei cumplite prigoniri, unei nepăsări strigătoare la cer, izgonit și maltratat ca odinioară Sfântul Ignatie al Constantinopolului, mi-a spus cu adânc amar: nu le e frică de Dumnezeu, fiule, de bătaia lui Dumnezeu. Nu, părinte, i-am răspuns, nu e frică nimănui de bătaia cui nu crede că este. Ai uitat că ai de-a face cu o lume care nu crede în Dumnezeu, cu o lume căruia nu i-a fost frică să prefacă în pușcării locașurile sfinte, închinate credinței străbune, unde zac o seminte de măreți voievoți. Se va mai schimba lumea noastră românească. Va mai vrea Dumnezeu să o reîntoarcă la dânsul. Dumnezeu știe. Deocamdată, copiii voștri vor merge pe calea voastră cu minte. De ce avem școli românești în care urmează în altele învățături ale omenirii? Pentru ca să ne ilumineze și să ne crească. Din aceste școli ies pe fiecare an sute și mii de viitori cetățeni luminați, toți liberi cugetători, plin de dispreț pentru vechea, rătăcită credință creștină, astăzi demodată, ridiculizată și scuipată. Ei au învățat o religie mai omenească decât cea creștinească, o religie care predică nu mila și îngăduința, nu blândețea și omenia, o religie aspră care predică omul. Ești o fiară. Ghearele tale și colții tăi sunt deșteptăciunea și șiretenia. Fii perfid, crud, neîngăduitor cu semenii tăi. Nu te uita o clipă în sus spre cer, aici, în jos, pe pământ. Uită-te cu ochii în patru ca și cum ai avea 4 picioare. Aici pe pământ să îi sprăvește totul pentru tine. Ești o fiară, fii o fiară. Fiarele n-au biserică, fiarele nu se închină, fiarele n-au Dumnezeu. S-ar părea că verbul acesta al lui Ion Luca Caragiale este prea aspru. Dar dorea și pe vremea lui și vrea și pentru contemporanii noștri să le dea de gândit și să-i determine să ducă o viață spirituală. A treia săptămână din post, să vi o dea bunul Dumnezeu cu multă liniște și pace. Amin.